Deci eu am venit pregătit cu cătușile spontane. Pușcării, dar doamna judecător nu vrea să mă arestez. Vreau să mă trimit la pușcării să-mi dați pedeapsa maximă. Mă aflu aici la Palatul de Justiție. Vreau să ajung în fața lui Dumnezeu, judecătorul, și să-i spun că nu mă supun unei sentințe date abuziv, unei sentințe mincinoase date de un judecător corupt care trebuia ieșit din pușcărie, domnul Dan Anton. În 2004, doamna procuror Carmina Pascal nu mă trimite în judecată și spune că sunt cumpărător de bună credință, iar în 2009, doamna procuror mai deșteaptă, Mihai Delea Maria, fiica unui alt procuror infractor, mă trimite în judecată, pentru că a luat șpagă de la Gâlea Constantin și mă trimite în judecată. Deci eu am fost judecat pentru aceeași faptă de două ori, ceea ce în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, protocolul 7, articolul 4, spune că nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către autoritatea acelui stat pentru săvârșirea infracțiunii pentru care a fost deja achitat. Deci eu în 2004 s-a dat neînceperea urmăririi penale, am fost găsit nevinovat, iar în 2009 pentru aceeași faptă, la comanda primarului care este în pușcărie, Gheorghe Nichita, am fost trimis în judecată și condamnat de mafiotul judecător Anton Dan la 3 ani cu suspendare. Iar eu nu vreau să mă supun acestei sentințe. Vreau să fiu trimis la pușcărie, vreau să cer președintelui României, ca să văd dacă într-adevăr există președinte în România, vreau să cer grațierea și pedepsirea acestor infractori numiți judecători, care fac comerț de 26 de ani cu dreptate și își bat joc de oameni, distrug familiile oamenilor. Judecătorul, cum s-a ajuns aici? Din cauza judecătorului Daniel Iulian, care tu, Daniel Iulian, ai să duci la pușcărie, futu-ți gura amării de jigodii. Pentru că tu în dosarul civil, tu nu ai în dosarul civil 6276 din 2003, când ai redeschis dosarul, nu ai ținut cont de rezoluția procurorului și ai luat bani de la Săcăleanu și de la Gâlea, băi nemernicule, și mai le-ai dat sentință favorabile lor. De la tine a pornit tot răul ăsta, pentru că tu trebuia, când ai repus dosarul pe rol, tu trebuia să ceri rezoluția procurorului, băi animalule. Nu să le dai soluții favorabile lor și să spui că eu nu aveam dreptul la teren cumpărat legal la notar, iar ei care au construit pe bază de zdelcă și pe bază că au vrut Chirilă Victor, au vrut să le dea autorizații de construcție când nici măcar nu era emis titlul de proprietate. O să vă duceți toți la pușcării, băi nemernicilor, de judecători corupți ordinari. Băsescu, infractorii lui Băsescu, vă numit în funcție și acum călcați oameni în picioare, nesimțiților. Știți voi ce înseamnă adevăr sau dreptate, mă? Criminalilor. Ce s-a întâmplat în completul de judecată? Deci în completul de judecată, doamna judecător, îi mulțumesc doamnei procuror că vrea să mă trimită la pușcărie,
Asta e singura cale. Judecătoarea tot insista să mă conformez. Nu vreau. Eu sunt un eretic, iar voi sunteți niște inchizitori, mă. Al lui Băsescu. Statul procuror al lui Băsescu și al lui Macovei. Deci eu am venit pregătit. Am venit pregătit cu cătușile spălucate. Dar doamna judecător nu vrea să mă aresteze. Doamna judecător al lui Băsescu.